Prieteni, bună seara, doctorul Cristian Andrei, și vă reîntâlnesc astă seară la Seducții și Fidelități, acea conferință gratuită pe care o oferă Institutul de Relații Umane, grație suportului pe care îl primește din partea patronilor Institutului de Relații Umane. Și tu ai putea să fii patron dacă intri pe www.petron.com/drandrei și poți să devii patron la secțiunea cunoștință, prieten, frate sau soră. Dar deocamdată bucură-te de subiectul pe care l-am pregătit în seara asta pentru voi. El sună cam așa. Cât de scurtă să fie fusta ta? Cât să se considere că ai ceva de ascuns? Cât să se considere că nu ai curaj? Sau cât să ți se vadă mai tot? Sau mai pe scurt, cât de provocatoare să fii ca să ai și atenție și respect. E bine, de-abia aștept să văd ce părere aveți cu privire la lungimea fustei și cât de provocatoare își poate permite o femeie să fie față de persoanele din jur. Și atenție, aici nu e vorba numai de a fi provocatoare ca femeie față de bărbații de vârstă și activă, ci și cât de provocatoare ești în fața celorlalte femei. Cum să administrezi această competiție față de atractivitatea aceea pusă în operă din adins. Pentru că na, o persoană poate să fie provocatoare fără să-și dea seama, iar acest lucru naște o sumedine de necazuri în viața ei, dar poate să fie de cele mai multe ori provocatoare pentru că așa a vrut. Și cum pune frână, cum administrează consecințele unui astfel de comportament. Vom dezbate vreme de vreo jumătate de oră pentru voi subiectul și după aceea de-abia aștept să interacționez cu voi pe acest subiect. Dar deocamdată haideți să luăm în considerație acest moment care probabil este răspândit pe mai toate străzile, bulevardele, cartierele aflate în construcții din România și în general din estul Europei. Foarte puțin în țările occidentale, pentru că acolo înseamnă incriminare în fața legii, și anume o domnișoară, doamnă, ce-o fi ea, trece pe stradă și domnii de pe șantier fluieră după ea, domnii de la volan claxonează după ea, unii mai au și comentarii, alții spun ce i-ar face și așa mai departe. Probabil că ți s-a întâmplat. Și sunt destul de interesat să împărtășim aici experiența celor care au pățit așa ceva, pentru simplu fapt că ceva din apariția acelei femei a stârnit un comportament de curtare forțată, rapidă și intensă din partea bărbaților. Și de asemenea, privirile acelea de jos în sus și de sus în jos din partea celorlalte femei din acel mediu. Va zic că se fluieră pe stradă, s-a fluierat vreodată pe stradă după tine, te-a claxonat cineva, mergeai așa, să zicem, ca și cum nu prea aveai treabă sau așteptai pe cineva pe stradă și a venit un domn să lase geamul la mașină, să te invite înăuntru, nici măcar nu s-a dat jos de la volan. Probabil că ți s-a întâmplat, dar nu neapărat despre comportamentul acestor indivizi trebuie să vorbim în seara asta, ci ce este în capul tău, ce este în sufletul tău, ce soluții găsești pentru asta, până unde ai merge cu asta și peste ani sau peste minute, ce fel de consecințe sunt. De asemenea, este posibil că atunci când ești provocatoare, probabil că te-ai gândit și chiar ai pățit de-a lungul anilor, să nu fii luată în serios tocmai pentru că ceea ce predomină din partea ta înspre ceilalți este această atractivitate și mai puțin capacitățile tale profesionale sau cultura ta generală sau seriozitatea pe care o ai. Faptul că nu ești luată în serios pentru că ești atrăgătoare pare să fie un fel de dilemă. Ce fac astăzi? Mă îmbrac frumos? Mă aranjez? Sau mai bine mă duc mai neglijată la muncă sau unde am de mers? Ți s-a întâmplat vreodată să te faci cât poți tu de urâtă? Ca să scap de niște consecințe? Probabil că așa ceva nu prea auzi. Deși ritualul ăsta, să zicem, este prezent în Orient, nu-i așa? Păi atunci când acele femei se îmbracă în acele cearșafuri și cu acele burca peste față și încearcă să anuleze din adins pe temei cultural și religios
toată frumusețea pe care puteau ghici bărbații, probabil că este un fel de invers decât cosmetica și aranjatul femeilor din Occident. Adică femeia din Occident se aranjează, femeia din Orient se deranjează, pregătindu-se astfel fiecare în felul ei pentru confruntarea cu bărbații. După aceea, bineînțeles că ești bârfită. Apare mult comentariul la adresa ta și de data asta nu mai vorbim aici despre fluierături pe stradă din partea bărbaților, cât vorbim despre ce spun celelalte femei despre cât de provocatoare ești tu. De obicei, comentariile acelea, ai văzut o fată cum a apărut? Doamne, eu n-aș putea să mă îmbrac așa. I se văd toate alea, fato. Și după aceea urmează tot fel de consecințe microsociale, cum ar fi faptul că tu constați că nu ai prietene adevărate în jurul tău și că de ceva timp trebuie să tragi ponoasele acestei atractivități. La urma urmei, de ce îți propui într-o zi să fii provocatoare? Pentru că noi trebuie să facem o diferență aici. Între a fi frumoasă, a te simți poate tu cu tine, drăguță, că arăți bine, poate în comparație cu idealul feminin și poate în comparație și cu idealul pe care l-au bărbații în cap, și a fi provocatoare. Asta însemnând că știi și tu foarte bine, au fost momente când ți-ai propus realmente să întorci capete după tine sau să produci niște emoții unui anume cetățean de sex masculin. Ce a fost în mintea ta atunci? Și cât de încântat ai fost când rezultatul a apărut? Și după aceea au fost niște consecințe pe care trebuia să le dai înapoi, să le remediezi în vreun fel? Și cât de des faci acest lucru? Scrie-mi aici, pentru că am de gând să citesc ceea ce tu gândești sau faci. Bun. Sunt, bineînțeles, persoane care sunt provocatoare fără să-și dea seama. Și dacă ne gândim la începutul vieții sociale din punct de vedere erotic al fetelor, o să observăm că trec uneori ani de zile până când o fată își dă seama că este provocatoare prin apariția ei. Până atunci credea că greșește cu ceva, că este ceva urât la ea. Sunt nenumărate fete pe acest pământ care erau convinse sau sunt convinse că e ceva în neregulă cu ele din moment ce lumea se poartă așa cu ele. Nu știu unde au greșit și când colo, ce să vezi, este vorba de niște forme care se ghicesc, este vorba despre niște atitudini care se observă în ceea ce privește, nu știu, poziția picioarelor sau felul cum merg sau hainele pe care și le-au ales, bineînțeles. Și când ți-ai dat tu seama că ești provocatoare, poate fără să vrei? Ți-a atras atenția cineva din familie? Te-ai trezit că ești asaltată și doar după ce s-a întâmplat aproape o tentativă de viol, te-ai gândit că trebuie să fii mai atentă cu aceste aspecte? Și acum haideți să vedem care este prima reacție pe care o poate declanșa o femeie care este atrăgătoare și apare în fața bărbatului. Bineînțeles că o primă reacție pe care o observi și tu, dar nu știi cum să o interpretezi cel mai multe ori, este privirea. Vorbești omului și acesta nu se uită în ochii tăi, ci se uită pe undeva pe jos, spre pieptul tău sau chiar mai jos. Încerci să fii serioasă cu acel om și să obții de la el o colaborare și vezi că este insinuantă discuția din partea lui către tine. Privirea spune foarte mult în acele momente. Bineînțeles că pot să apară atingerile. Oamenii pun mâna într-un fel anume și se vede pe ei că ar pune mâna ca pe o prăjitură. Cum administrezi apetitul de interacțiune și de atingere din partea celuilalt? Ești conștientă de faptul că după atingere vor exista o serie de alte gesturi irreversibile care se declanșează din partea celuilalt și că tu degeaba faci apel la autocontrol din partea celuilalt pentru că este prea târziu? Sunt propunerile verbale, unele suficient de concrete încât să te sperie. Te sperie nu pentru că nu ai face probabil în viața ta așa ceva, ci pentru că nu ești pregătită pentru asta. Și asta arată că, de fapt, când tu te-ai făcut provocatoare sau când ai apărut provocatoare,
nu te-ai gândit la cât de departe poate să meargă cei care te observă așa. Poate să fie invidia, nu? Observi cum anumite persoane, deși, uite, să spunem, soția unui coleg de-al tău sau soția șefului tău, poftim, începe să se poarte extrem de urât cu tine pentru că ea, ca femeie, te consideră provocatoare în funcție de ceea ce a văzut în privirile soțului ei către tine. Și nu știi de unde și până unde această femeie te urăște fără să se fi făcut vreun rău direct vreodată. Ori această invidie, această competiție care se naște imediat între femei de îndată ce obiectul disputei este bărbatul, atenția bărbatului celelalte femei, apare, este omniprezent și trebuie să știi ce ai de făcut cu asta. Bineînțeles că există persecuțiile ca urmare a faptului că tu ești atrăgătoare sau că apari într-un fel și nu vezi de ce ar trebui să anulezi această apariție a ta. La urmă, ce ai putea să faci ca să fii mai puțin atrăgătoare? Iată, o întrebare pentru mai la sfârșit unde sunt soluțiile. Să vedem ce se poate face ca tu să nu pari atrăgătoare și în același timp să te simți frumoasă. Adică să nu pari provocatoare și să te simți frumoasă. Bineînțeles că ți s-a întâmplat și să treci printr-un parc și să observi un voyeurist, un onanist, într-un tufiș undeva, un om, un bărbat sau un băiat care se satisface pur și simplu hrănindu-și fantezia cu imaginea ta. Destul de provocatoare poate pentru el. Are o problemă omul acela, nu? Dar oare problema ta există undeva? Bun. Este utilă, adică îți folosește la ceva provocarea aceasta din punct de vedere al atractivității sexuale? Când îți folosește asta? Păi probabil că unul dintre lucrurile care chiar contează în ziua de astăzi, pentru că suntem într-o perioadă în care competiția între femei este extrem de acerbă și suntem într-o perioadă în care bărbații au doar câteva secunde pentru a acorda atenție unei femei, pentru că în rest nu au timp săracii de ei, este necesar să fii provocatoare câtuși de puțin pentru a asigura oarecare masă critică de bărbați în jurul tău. Adică un oarecare număr de bărbați trebuie să graviteze în jurul tău ca acela pe care tu îl dorești să înceapă să te vadă. Pentru că există acest efect al bărbatului care se uită la ceilalți bărbați, interacționează cu ei, vede pe aceștia că se uită după tine și de-abia după aceea își dă seama cât ești de atrăgătoare. După ce a primit semnalul de la ceilalți bărbați. Este vorba despre bărbatul mai puțin matur, este bărbatul care este preocupat de cu totul altceva decât să te observe pe tine, pentru că are ceva în capul lui despre el, de exemplu, sau despre relația lui cu ceilalți bărbați. Și deci, chiar și dacă ești o persoană căsătorită, uneori, vedeți, există această tradiție în zona mai puțin urbană din România să fii provocatoare doar când te duci la o nuntă sau un botez. Dom'le, lucrul ăsta este fantastic de ciudat în țările noastre din Balcani. De ce? Pentru că tu te duci maxim de provocatoare acolo unde se duc foarte mulți oameni cu soții și soțiile, da? Și practic, scuze, strici multe familii fără să-ți dai seama. Sunt bărbați care se uită la cum te-ai împopoțonat tu, cum te-ai aranjat, cum ți-ai scos în evidență formele și sunt soțiile acestora care sunt turbate de invidie, bineînțeles, și care încep după aceea să-și asalteze bărbații cu critici și cu solicitări absurde. Și de aceea, probabil, a asigura această masă critică de bărbați care este necesară pentru a fi femeie valabilă, nu trebuie să fie pus în mișcare excesiv sau, știu și eu, dramatic și doar o dată sau de două ori pe an. Bărbatul cu care ești trebuie să te descopere în ochii celorlalți bărbați ca să simtă că are de făcut ceva către tine, fiindcă adesea doar aceasta este calea prin care poate fi trezit cu privire la existența ta după ani de zile de conviețuire. Sau pentru a-ți crește stima de sine, merită să fii provocatoare uneori. Da. Este evident, sunt unele femei care știu că atunci când se simt mai rău, când au pierdut ceva sau când ceva nu le iese în viață, se duc, se aranjează și ies. Și parcă această hrană de priviri și de abordări din partea bărbaților din jur îi reconstituie acelei femei stima de sine și simte din nou că este femeie și că
va face ceva bun în perioada următoare ca să se scoată din situația aceea nefavorabilă. Poate că alte ori îți trebuie să fii provocatoare când ești în competiție cu anumite femei, alte femei. Adică ce? Partenera acestui prieten sau acestei rude se aranjează, cumnata mea se aranjează așa de tare și eu nu sunt în stare să apar și eu provocatoare, lasă că iară tu ei și te aranjezi și te faci în toate felurile. Numai că, vezi, aici nu vorbim doar despre aceste aspecte fizice. Practic, cât de aranjată poți să fii ca să fii provocatoare? Ce trebuie să aranjezi? Da? Tu ce faci ca să fii provocatoare? Mai tragi de fustă în sus să-ți cumperi ceva foarte scurt? Sau îți iei un anume fel de sutien? Sau machiajul acela, fața aceea cu ochii alungiți și cu roșu în obraj, ca și cum este vorba despre o fată cu piele fină, care are o emoție și care tocmai a făcut sex și a apărut așa roșită și afectată pe stradă, asta vrei tu să fii atunci când te faci provocatoare? Îți faci unghiile. Dom'le, ce-o fi însemnând? De ce sunt unghiile provocatoare? De ce unghiile scurte nu sunt provocatoare și unghiile lungi, cât mai lungi, sunt provocatoare? O fi de pe vremea când aveam niște unghii cu care trebuia să rezolvăm niște conflicte sau pur și simplu este vorba de o amplificare a gesturilor pe care le poți face cu degetele. Pentru că dacă tu ai unghiile făcute lungi și ții pumnii strânși, probabil că nu au niciun efect din punct de vedere erotic. Dar dacă începi să-ți faci mâna ca un evantai în fața celuilalt și să gesticulezi, vei vedea cum zăpăcitul de bărbat din fața ta începe să-ți urmărească unghiile ca atunci când urmărește mâinile unui polițist care dirigează circulația și știe încotro să se ducă. Pe vremuri, a te aranja însemna să fii îmbrăcată într-un fel încât să sugereze că ești fertilă. Apariția corsetului pe vremuri făcea toracele subțire până la mijlocel, extrem de subțire, cu mari sacrificii și, bineînțeles, după aceea venea în contrast crinolina, care era acel schelet pe care urma să se umfle fustele în jos și să sugereze că ai dita mai fundul din care o să iasă așa dintr-o împușcătură 17 copii. Și, de asemenea, în sus, bustiera aceea care împingeau sânii cât mai la vedere, cât mai spre tarabă, ca să poată fi culese fructele fertilității de către bărbatul acela care nu știa de ce se holba așa la sânii femeii, păi se holba pentru că acolo se află laptele copilului pe care urmează să-l facă cu ea. Bun, și asta înseamnă că a fi provocatoare înseamnă a spune, vină încoace, să facem ceva, că vreau să am copii cu tine, vreau să am copii, vreau să mă împlinesc prin asta. Asta înseamnă să fii provocatoare. Dacă pentru tine înseamnă să-ți faci o carieră de succes sau dacă înseamnă să îi devorezi pe bărbații din jur până când nu se mai înțelege nimic din soarta lor sau să le oftici pe anumite alte femei, treaba ta. Dar trebuie să știi că la origine a fi provocatoare înseamnă a fi fertilă de urgență. Okay? Iarăși, pe vremuri, în a fi provocatoare erau implicate niște lucruri extrem de subtile. De exemplu, dantelele. Ce erau, domnule, dantelele pe vremuri? Erau acele accesorii vestimentare care dădeau de înțeles că fata aceea, femeia aceea, a petrecut mult timp aranjându-se. Și în apariția ei este depozitat mult timp și multă preocupare. Sau codițele împletite, părul aranjat în mod laborios înseamnă m-am pregătit pentru această întâlnire cu tine, băi băiete, și tu trebuie să petreci uitându-te la mine cel puțin la fel de mult timp cât am petrecut eu aranjându-mă. Așa ar trebui să însemne, de fapt, să fii provocatoare de succes. Să stea bărbatul cu gura căscată la tine cam atâta timp cât ai petrecut tu ca să te aranjezi așa. Și unele femei chiar reușesc. De altfel, există oarecare ipocrizia a bărbaților care spun, ce faci, domnule? Cât stai acolo să te mai aranjezi? Hai să mergem o dată. Dar în același timp știe că el
se uită în principal după femeile aranjate, pentru că el simte instinctual că în acele femei aranjate se află niște sute de lei și niște ore bune de muncă ale celor de la cosmetică sau ale acelei femei. Și asta e un fel de indiciu inconștient cum că are de-a face cu o femeie care contează pe piața aceasta a erotismului. Bun. Acum, ziceam că a fi provocatoare înseamnă să se pună în mișcare provocarea. Dom'le, provocarea înseamnă declanșarea unui comportament din partea celuilalt. Dacă nu ai smuls nici măcar o privire, nici măcar un comentariu, nici măcar o acțiune a celor din jur, înseamnă că e ceva neregulă cu ce ai muncit tu acolo, nu? Și asta înseamnă și că trebuie să se pună în mișcare niște fapte. Îți asumi faptele celorlalți oameni, cum reacționezi tu față de reacțiile celorlalți? Pentru că de multe ori o faci ca și cum arunci o piatră într-o apă și după aceea nu mai știi ce să faci cu valurile pe care le-ai stârnit. Ho, opriți-vă, nu mai comentați atât, nu te da la mine, nu-mi spune că vrei să faci sex cu mine, nu fi lipsit de respect față de mine, păi stai puțin. Provocare înseamnă să ai pe vino încoace, în timp ce respectul înseamnă dă-te mai încolo. Este o contradicție între astea două. Și trebuie să vezi cum faci. Multe femei dobândesc arta aceasta a atractivității prin a fi provocatoare, dar și a pune la punct pe individul respectiv. Îi spun vreo două, fac apel la un bărbat protector, fac apel la autorități, își schimbă fața într-una foarte severă și încruntată, devin mai țepene și atitudinea lor se schimbă. Ori în momentul în care tu ești provocatoare și ai început să fii rigidă ca o scândură de călcat, înseamnă că s-a născut un fel de nevroză în tine și bineînțeles că se naște o nevroză și în cetățeanul respectiv care a fost provocat și după aceea respins. Acest joc al provocării agresive și al respingerii pe măsură de agresive generează foarte multe probleme de relație în societate la ora actuală. Pentru că da, se pune în mișcare această ipocrizie feminină. Vreau să fiu abordată prin felul cum mă prezint și prin felul cât sunt de provocatoare și vreau să fiu și respectată în același timp. Nu merge. Poate să se facă legislație cu tonele pe acest subiect. Poate să iasă poliția în stradă și să stea cu glonțul pe țeavă pentru asta. Și tot nu va ieși bine, pentru că a fi provocatoare înseamnă să mergi până la un punct unde să-ți asumi consecințele. Până unde mergi tu când ești provocatoare? Până la a discuta cu oamenii pe care îi provoci, până la a te atinge cu oamenii pe care îi provoci, până a dansa cu ei, până a te săruta cu oamenii pe care îi provoci, până la a face sex o singură dată cu oamenii pe care îi provoci, până la ce? Pentru că aici se pune problema limitei pe care tu trebuie să-ți o pui în mintea ta încă de când faci primul gest de a te aranja. Și anume, ce voi face cu asta? Ce pot să fac ca să nu-mi pară rău după aceea? Cine sunt eu când apar așa? Drept cine mai au oamenii care mă văd așa? Este indicat, după părerea mea, să te faci provocatoare când ieși cu bărbatul tău în societate. În momentul în care ai ieșit singurică, ești așa ca o căprioară din acelea care dă din codița ei albă și cere pur și simplu să fie vânată. Da, poate că te descurci, să zicem că te bazezi foarte bine pe felul cum sari prin pădure și dispari între tufișuri, dar de multe ori și cel care te vânează este priceput. Și după aceea nu știi cum ai ajuns acolo. Să fii amanta șefului sau să fii amanta unui ansurat sau să fii prost înțeleasă de cineva pe care tu îl respectai și așa mai departe. Pentru că, de fapt, aici vorbim despre jocul cu instinctele. E ca atunci când te joci cu cuțitul, da? Și te faci că îi tai gâtul celuilalt. Ce să zic, m-am jucat și eu și celălalt îți arde un pumn pentru că el se apără sau face ceva sau schimbă iremediabil părerea despre tine pentru că vorbim de instinctul de apărare în cazul acela și vorbim de instinctul sexual în cazul acesta. De ce crede lumea că instinctul sexual poate fi controlat mai bine decât instinctul de apărare, de exemplu?
mi este mult mai greu de controlat de multe ori și de aceea trebuie să fim atenți cum ne jucăm cu instinctualitatea celorlalți oameni. Bun. Sau, știi, vorbeam mai devreme că e bine să fii atrăgătoare sau provocatoare câtă vreme ești la adăpostul partenerului tău. Lucrul ăsta poate să fie util pentru cuplul vostru, pentru că acest partener de multe ori își dorește să arate celorlalți fraieri de bărbați cât de frumoasă este femeia cu care este el. Și există aceste expresii de invidie, bastard, da, spun englezii, adică nenorocitul ăsta norocos, este norocos că este în preajma ta, că ești a lui. Da? Și bineînțeles că îi face foarte bine în orgoliul lui, bărbatului care ești, să știe că o femeie atât de provocatoare este lângă el și este doar a lui. Dar mare atenție! Porți cu tine o armă nucleară. Ești provocatoare pentru toți bărbații din jur, dar în timpul acesta trebuie să fii cu fața către partenerul tău. Pentru că dacă începi să te uiți în stânga și în dreapta, îmbătată de succesul pe care l-ai, dacă începi să zâmbești și să reacționezi la apropurile din privirea ale celorlalți bărbați, bărbatul tău întoarce foaia, pentru că el are senzația că te scapă printre degete și că tu ai ieșit doar ca să-i agăți pe ceilalți. Bineînțeles că în capul lui este ideea că dacă tu te aranjezi când pleci de acasă, o faci pentru ceilalți bărbați din moment ce el a rămas acasă. Și tu spui, nu, o fac pentru mine. Da, o faci pentru tine în relație cu acei bărbați. Și nu neapărat în relațiile cu animalele fără stăpân de pe stradă, nu neapărat în relație cu artiștii plastici care ar putea să te vadă, ci pur și simplu știind că se creează o anumită atmosferă de natură sexuală în jurul tău. Bun, da, acum mai vine întrebarea. Doamne, poți să te faci urâtă? Spune-mi dacă te-ai făcut urâtă vreodată. Ce înseamnă să te faci urâtă? Înseamnă pur și simplu să ieși așa cum te-ai trezit dimineața din pat, doar să te speli puțin pe față și să dai de două cu degetele prin păr. Cât de sigur ești pe tine când faci asta? Oare bărbatul care spune că te iubește te vede frumoasă atunci? Și dacă te vede el frumoasă atunci, de ce să nu te vadă și ceilalți tot cam așa? De ce ceilalți trebuie să te vadă mult îmbunătățită și lui să-i administrezi, cum am mai spus-o de sute de ori până acum, niște pantaloni de training cu turul lăsat? De ce să-i dai tu, omului pe care îl iubești cu adevărat, cele mai modeste imagini ale tale și celorlalți bărbați să le dai ce este mai sclipitor din tine? Ori acest exercițiu de a ieși pentru ceilalți bărbați mai puțin aranjată și de a te aranja maxim și frumos pentru bărbatul tău când ieși cu el sau când vii la el acasă, mi se pare atât de frumos din partea unei femei, mi se pare egal cu gestul acela al bărbatului de a-ți aduce ție flori, să-i aduci tu lui această floare care ești tu. De ce să nu faci asta pentru el și doar pentru el, măcar în unele dintre zile? Da, știu, există acest dans de tip semi-striptease pe care tu îl faci lui și doar lui, așa cu stângăcie, cum te pricepi tu să faci, însă n-ai face-o pentru cei străini. Bravo ție dacă faci asta. A fi provocatoare pentru bărbatul tău este un fel de hrană pe care o administrezi și în același timp este o șansă pe care ți-o dai ție în acel cuplu. Și de aceea pledoaria mea în seara asta despre cât de provocatoare să fii se referă la aceste limite ale părerii de rău după aceea, la asumarea consecințelor faptului că ești provocatoare, la a înțelege care sunt situațiile când merită să fii provocatoare și la a fi provocatoare mai degrabă funcțional decât fizic. Ce înseamnă asta? Adică ai doi sâni să-ți trăiască, pe ăștia ți-a dat natura, ok? Poți să fii provocatoare și fără să vrei pentru că acei sâni sunt la locul lor. Dar oare acele lucruri pe care tu le poți face sau poți să nu le faci, nu sunt mai importante, mai valoroase, de exemplu, cum privești de provocator către o persoană? Care sunt gesturile tale către persoană? Când apar tu în calea unei persoane? Toate aceste comportamente pot să genereze multe reacții de provocare sau să nu genereze reacții de provocare după alegerea ta. Și de aceea îndemnul meu în seara asta pentru tine este să alegi acele elemente de a fi provocatoare pe care tu le poți controla foarte bine, astfel încât să le dozezi pentru cine merită, pentru cine înseamnă ceva pentru tine. Mâine seară, prieteni, o să discutăm despre terapie cu Afrodita.
Adică, practic, despre cum este abordată terapeutic femeia care este provocatoare, este frumoasă și ce sugerează în jurul ei este erotism. Cam care sunt piedicile și care sunt particularitățile terapiei cu astfel de femei. Și tu poți să participi la această discuție de caz, pentru că după ce discutăm cazul, o să avem răspunsuri și întrebări garantate pentru toate întrebările care sunt adresate pe patreon.com/dreandrei, acolo unde poți să intri și tu și să devii patron al Institutului de Relații Umane la secțiunea cunoștință, prieten, frate sau soră și în funcție de asta primești, bineînțeles, tot felul de facilități, printre care și cărțile mele cu autograf. Acum este în curs de elaborare, în sfârșit, audiobook-ul pe care l-am pregătit după cartea Am fost o dată ca niciodată, despre cum gândesc copiii, și de-abia aștept să ți-o trimit doar ție gratis pe patreon.com/andrei. Bun, hai să vedem. Gata, închidem chestiile astea de natură teoretică și începem să vorbim despre cât de provocatoare poți să fii. Janet, nu suntem deloc libere ca femei. Totul se învârte, din păcate, în jurul sexualității. Bărbații au voie să se îmbrace cum vor, dar femeile, serios, nu pot, pentru că ți se pune eticheta de panaramă sau că ți-o cauți. Adică da, bărbații umblă deschiați la piept cu pantaloni scurți când au ei nevoie și cu tot felul de lucruri strâmte pe ei și tu ca femeie nu ai voie. Ce să zic? Uneori sunt invidios că nu sunt femeie, pentru că nu am acces la acele țesături atât de fine, la acea diversitate coloristică fantastică la care au acces femeile. Și cred că libertățile acestea comportamentale pot fi asumate de o femeie și de un bărbat la fel de bine în ziua de astăzi, fără însă să exagerez. Păi dacă eu ca bărbat aș apărea pe stradă în așa fel încât să mi se vadă foarte tare chiloței sau să, știu și eu, mi se vadă sfârcurile prin cămașă sau așa la vedere, pare că aș fi realmente disgrațios, nu? De aceea este extrem de important să vezi, nu cumva este agresivă apariția ta, bărbat sau femeie, orice ai fi tu. Iuliana, eu nu sunt provocatoare, încerc să arăt bine și să fiu îngrijită. Am o problemă, ca atare probabil nici nu sunt într-o relație. Eu obișnuiesc să spun femeilor care încă mai sunt singure, dar și bărbaților care sunt în situația aceasta, să cultive la propria persoană și la propria apariție cel puțin o exagerare. O exagerare care să nu treacă limita disgrației, dar care să fie acel element care să atragă atenția în primele secunde, după cum spuneam, fiindcă oamenii în ziua de astăzi trăiesc după clipuri publicitare și ce să vezi, apariția ta trebuie să fie și ea un fel de clip publicitar, îmi pare rău să o spun direct aici. Squishy, Kitty, puteți face o topică legat de cum să treci peste un avort la cerere? Spre exemplu, motivul sacrificiului pentru carieră și pentru a avea mai mulți bani până la a avea un copil pe viitor m-ar interesa. Nu m-am gândit la subiectul ăsta. E destul de interesant. Bine, că este și dureros, dar este evident că în ziua de astăzi, așa cum aruncăm peturi și ambalaje cu tonele, aruncăm și copii și lucrul ăsta, într-adevăr, ar putea să fie important pentru femeia aceea care se simte împlinită dacă face copii, dar trebuie deocamdată să facă serviciu. Andreea, nu port fuste scurte, dar îmi place să port tocuri și de fiecare dată când merg mulți întorc capul când aud sunetul tocurilor. Nu e așa că e fain? Ca și cum ai o muzică din aceea de Ravel și o porți cu tine peste tot. Da, ideea că se întorc capete după tine este minunată și sunt unele femei care știu ce să facă cu capetele întoarse după ele. Și dacă și tu ești una dintre ele, felicitările mele. Daria, cum să fie o femeie provocatoare din punct de vedere mental și nu strict fizic? Frumusețea trece, însă farmecul rămâne. Așa este, provocatoare din intonație, din voce, provocatoare din felul cum îi spui celuilalt ceva despre el. Provocatoare astfel încât să-i creezi o emoție bărbatului chiar și când este cu ochii închiși. Ia încearcă acest lucru. Spune-i bărbatul respectiv să închidă ochii și vezi ce emoție ai putea să-i mai provoci. Anca, dar cum să fac să mai scap de el? Aranjată, nearanjată, spălată sau nu, îmbrăcată sau nu, mă exasperează. Cum să-l mai refuz, astfel încât să nu se supere? Păi probabil că tocmai refuzul este cel care îl incită mai tare. Pentru că cineva mai sus spunea, domnule, dar eu cred că a spune nu
este cea mai provocatoare atitudine pe care o poți avea în fața unui bărbat și în bună măsură așa este. Romelia. Sunt provocatoare prin felul meu de a fi. Detaliați, vă rog, detaliați, sau poate nici nu se știe care este detaliul care ar putea să vă facă provocatoare. Lavinia. Societatea noastră românească pune foarte mult accent pe acest subiect. Și pe stradă și la televizor sunt un număr mare de persoane provocatoare. Tinerii nu știu cum să gestioneze aceste lucruri. Educația lipsește. Da. După cum spuneam, competiția s-a accelerat destul de mult în ziua de astăzi pentru că s-a accelerat viața socială. Pentru că oamenii nu mai au timp să se privească sau să se ia în considerație în funcție de fapte. Păi, în bazmele pe care le ascultam noi în copilărie, se spunea că s-a auzit peste mări și țări despre frumusețea acelei Ilene Cosânzene. Păi s-a auzit, vă dați seama cât a durat până a venit la Făt Frumos și cât a durat până s-a pus acesta pe cal să ajungă la ea, după multe și multe obstacole? În ziua de astăzi este suficient un like și la revedere. S-a făcut relația și s-a și terminat. Janet Monet, ia uite ce nume. Nu suntem deloc libere ca femei. Asta am mai citit-o. Da. Iulia. Cu siguranță. Fiecare femeie are calitățile și darurile ei, însă sunt anumite calități specifice care definesc o femeie de mare valoare. Aceste calități care o fac foarte dorită și atrăgătoare sunt încrederea în sine, independența, integritatea și feminitatea. Aceste calități te transformă într-o femeie irezistibilă. Așa este, alături de lucrurile incomplete și mister, alături de un refuz bine plasat, dar cu oarecare speranță pentru bărbat. Dana. Păi soțul mă vrea nemachiat acasă, zice că îi place mai mult. Poate mă minte. Nu, să știți că există bărbați cărora le este realmente scârbă de ruj. Există bărbați cărora le este realmente greu să aibă de-a face cu unghii foarte lungi. Există bărbați care se stresează cum să facă să nu-ți deranjeze părul și atunci te-ar prefera curată de machiaj, astfel încât să te poată accesa direct. Dar acum depinde cum ați intrat în relația asta, fiecare cu concepția lui despre aceste aspecte ale frumuseții. Gabriela. Asta nu înseamnă să trăim ca în Iran, pentru părerea altuia. Da, nu înseamnă să trăiești ca în Iran. Problema femeilor din Iran astăzi este că sunt în mare contrast cu femeile din Occident. Că dacă și cele din Occident erau la fel, nu era nimeni așa de supărat. Gabriela, nu prea interesează părerea. Sunt bărbați care cărora probabil nu le place îngrijirea, poți cheltui pe el numai parfumuri Giorgio Armani, ei rămân cum le place. Da, pentru că sub parfum, sub machiaj, sub haine, trebuie să fie cineva. Nicoleta. De ce instinctul sexual nu poate fi controlat decât de bărbați? Nu am văzut niciodată femei care să fluiere după bărbați fără tricou, nu am văzut niciodată femei care se masturbează la colț de stradă, nu am văzut niciodată femei care să se frece cu pubisul de tine în autobuz. În schimb, am văzut bărbați cu mile. Este vorba de educație. Bărbații o fac pentru că li se permite de mii de ani de patriarhat misogin. Ha! În calitate de bărbat, bineînțeles, trebuie să mai dau un răspuns nuanțat. Este vorba și de rol. De mii de ani și, de fapt, în mai toate speciile, bărbații sunt cei cu inițiativa care abordează partea feminină. Și femeile sunt cele cu atractivitatea care determină pe bărbați să o abordeze. Da? Adică seductivitatea este în sarcina de rol a femeii și acțiunea în fața seductivității este a bărbaților. De aceea bărbații fluieră, pentru că femeile nu au nevoie să fluiere. Este suficient să-și aranjeze un pic fundulețul și gata, s-a rezolvat, vine cineva. În timp ce bărbatul, dacă își aranjează fundulețul, nu continuă. Anca. Când eram mai tânără, mă plângeam de atitudinea bărbaților care ne fluieră pe stradă, dar un coleg mai în vârstă ne spunea că ar trebui să ne facem probleme atunci când nu ne mai fluieră nimeni. Da. Asta n-am gândit-o până acum, dar nici chiar așa. Adică poate că îi impui respect.
Uite, faceți proba aceasta. Alegeți un șantier care vreți voi, cu bărbați pe schelele respective care își văd de treabă pentru a-și întreține familiile și treceți pe acolo îmbrăcate sexy, dar foarte încet, ca și cum nu știți pe ce stradă să o luați, nu știți la cine să vă uitați, mergeți așa în zigzag, dacă nu o să o luați la fluierături, de o să vă doară urechile. Și cu acea ținută, treceți altădată ca și cum aveți super treabă și vă întâlniți cu cineva care este chiar acolo în capul străzii. Veți vedea că fluierăturile scad dramatic. Și asta înseamnă că mai ține și de atitudine. Octavian. Există un limbaj în acest sens al ojei, roșie, neagră, roz, machiajul? Există un test psihologic numit testul Lusher, dragă Octavian, și poți să cauți pe net despre el. Acest test al culorilor te întreabă în mare cam care culori îți sunt agreabile, care sunt dezagreabile și este interesant că fiecare om are un pachet de culori în funcție de aceste contraste. Și de aceea probabil că lumea consideră că unghiile roșii exprimă pasiunea și că unghiile negre îți scot în față o vampă. Că unghiile albastre înseamnă oarecare melancolie față de mersul la mare anul trecut și unghiile roz înseamnă că ești cam imatură. De astea. Gabriela zice, poți incita și respingând, poți să impui respect și totuși așa este. Aici am de adăugat încă ceva. Poți incita respingând dacă totuși atragi cu ceva? Pentru că dacă n-ai dinți în față și ești ciufulită și miroși a transpirație și respingi, nici nu mai ai nevoie să respingi, că ești respingătoare din start. De aceea trebuie să existe acest joc dintre a fi atrăgătoare și a cere respect prin ceva celorlalți din jur. Loredana. Dacă mai și ești atrăgătoare în mod natural, poate iei în considerare să mai atenuezi, să nu ieși prea mult în evidență, poate chiar să renunți la unele proceduri de înfrumusețare. Excesul nu ajută. Așa este, Loredana. Sunt femei care se iau după celelalte. De exemplu, este această situație de-a dreptul ciudățică. Ți-a dat Dumnezeu păr blond, pe care celelalte femei încearcă din toată inima să-l reproducă vopsindu-și părul. Și tu ce faci? Îți schimbi culoarea părului în negru, în roșcat, că te-ai săturat de el. Gabriela, inteligența unui om face parte din creierul uman, când nu ai creier, e plin cu tărâțe. Da, cu tărâțe. Tărâțele sunt la mare căutare în ziua de astăzi, ele reprezintă fibre alimentare. Am glumit, bineînțeles. Inteligența poate să fie provocatoare. Și cum se manifestă această provocare din partea inteligenței? Păi, știi cum? Prin a pune întrebări, de exemplu. Întrebări provocatoare. Întrebări. Acum, este un aspect ciudat al bărbatului pe care nu l-am dezvoltat astăzi aici, pentru că nu ne ocupăm de ei. Promit să mă ocup și de bărbați în curând, că m-am apucat deja de primele capitole. Și anume, bărbatul este construit să fie provocat, domnule. El trăiește dacă simte provocări. Provocarea de a se lua la întrecere cu ceilalți când aruncă cu piatra, de a-și lua o mașină mai bengoasă decât a celorlalți, provocarea de a reuși să împingă dulapul ăla mai încolo sau de a face nu știu câte flotări, provocări, parcă sunt antrenați și născuți să răspundă provocărilor bărbații. Și bineînțeles că tu ții cont de acest lucru și lansezi omului niște provocări. Atenție, provocare înseamnă și obstacol, nu doar vin încoace. Adriana, nu evit să fiu provocatoare în sensul că nu mă machiez sau mă aranjez în vreun fel. Merg la birou. Acolo nu mi se pare în regulă să fiu. Că e în regulă să fiu. Nu ies în club, deci nu prea am unde să mă duc provocatoare. A, și nu am un partener momentan, nu m-am gândit să am pe cineva momentan. Da, probabil că atât de multe priviri vin spontan, ca niște săgeți din jur, încât simți nevoia să te mai bagi în casă să stai liniștită. Pentru că de multe ori este ceva provocator la felul cum te miști sau la proporțiile corpului tău și ăsta este un adevărat handicap. Realmente. Tu să vrei să faci ceva serios și ceilalți să vadă doar că ești provocatoare. Gabriela, dacă ești cu picioarele pe pământ, nu devii jucărie erotică.
Depinde până unde este fusta pe picioarele pe pământ. Și într-adevăr, este o chestiune legată de a fi lucidă tot timpul, a te gândi care este limita până la care să te manifesti sau să te arăți și a-ți asuma consecințele, așa cum vorbeam mai devreme. Loredana. Cred că ar trebui să existe moderație în felul în care ieșim în colectivitate, la muncă, în gașca de prieteni, la cumpărături, etc. Eu așa procedez. Moderație înseamnă să pui ceva, să faci ceva, dar nu tot și nu maxim, așa? Denisa. O relație care se formează fără prea multe sentimente duce la atașament și dragoste sau la atașament și depresie? Sunt în a doua categorie. Nici nu vreau să-l las, dar nici așa nu pot să mă mai simt. Nu vorbim de atașament aici, neapărat vorbim de dependență. Dependența este o formulare a comportamentului astfel încât simți că nu poți fără acel ceva. Atenție, este vorba despre ceva și nu despre cineva. Când tu nu te poți despărți de un anumit cetățean cu care totuși nu poți să fii, înseamnă că de la el îți trebuie ceva, nu îți trebuie persoana lui. Acel ceva poate să fie uneori simpla prezență sau să știi că există cineva în viața ta și că nu ești singură pentru că ți-e groază să fii singură. Înseamnă poate și provocarea pe care ți-o lansează criticându-te și tu încerci să-l mulțumești. Înseamnă și faptul că ai promis cuiva că nu te desparți și așa mai departe. Tot felul de bazaconii sunt de fapt niște nevoi ale noastre și nici de cum dragoste, iubire sau atașament. Nails. Fostul meu m-a lăsat când mi-a aflat o problemă de sănătate. De atunci zic că nu o să mai fiu bună pentru un altul și nu le dau șanse fiindcă nu am încredere și mi-e frică de abandon. Ce sfat îmi dați? Trebuie lucrat cu un terapeut pe acel ceva de sănătate care poate fi înțeles și altfel, pentru că de obicei lucrurile din zona sănătății se vindecă, se rezolvă, nu-i așa? Și poate să fie în așa fel aranjat interiorul minții încât să mergem mai departe. Ok. Ștefi, e suficient să spui nu mă interesează? Nu. Nu este bine să spui nu mă interesează. Nu mă interesează este o formă de jignire. Este ca și cum celălalt sau acel ceva nu există. Nu este ok să negi în totalitate existența cuiva pe acest pământ, chiar dacă este un om care te deranjează sau care se pare prea jos pentru tine. Este bine să spui că cine știe cândva. Nicoleta. Dar oare o femeie poate deveni provocatoare și modul în care gândește profunzimea lucrurilor pe lângă aspectul fizic? Aceste două lucruri combinate stârnesc interesul unui bărbat? Da, însă eu cred că o femeie trebuie să se cunoască pe sine, pentru că cel puțin un element de provocare prin apariție, adică un element fizic de imagine, spuneam despre cele 3 secunde, da? Sau poate cele 30 de secunde cât durează un clip publicitar în general în ziua de astăzi, trebuie să existe și acest ceva care să stimuleze simțurile bărbatului respectiv, în așa fel încât el să se uite spre tine, după care trebuie să faci ceva ca el să rămână preocupat de tine, iar acolo vine comportamentul, atitudinea și nu doar ceea ce îi arăți ca imagine. Lily. Cât de provocatoare pot fi în costum de blugi? Am 53 de ani, 165 cm și 80 de kilograme și tot atrag privirile pe stradă. Fiul meu a spus, mami, întorc bărbații privirea după tine. Ia dă mâna că poate rămân fără tine. Cred că dai într-un fel din fund când mergi pe stradă, Lili. Probabil. Andreea. Bărbații sunt atrași de culoarea roșu. Ați spus cândva că dacă te aranjezi prea mult îi faci probleme. Că ce? Că nu are șanse, nu? Nu. Este vorba despre faptul că atunci se ivește ipocrizia bărbatului. Când te aranjezi prea mult și ești așa ca o femeie aproape ușoară în imagine, bărbatul își dorește să te aibă, dar în același timp își dorește și să scape repede de tine. Mare atenție! Monica. Un om normal cu minim de bun simț simte când și cât de lung ar trebui să fie fusta, fără cursuri și multe povețe. Dacă n-are bun simț minim, poți să-l meditezi an bun, fără, tot fără gust și nepotrivit se poartă.
Da, e o chestiune care se formează înainte de întâlnirea cu prima femeie din viața lui. Dar bineînțeles că, noroc că femeile în ziua de astăzi au libertatea de a alege un bărbat sau altul. Cornelia. Pentru a atrage atenția bărbaților, astfel de femei știu bine că bărbații iubesc cu ochii și încearcă în acest fel să le atragă atenția asupra lor. De cele mai multe ori, astfel de atitudini sunt bine țintite. Da, așa este. O femeie știe cam la ce se uită sau că se uită un bărbat și după aceea, gata, ea a săpat groapa erotică, bineînțeles. Gabriela, eu mă îngrijesc pentru mine și copiii mei. Bărbații au o mentalitate ușoară. Cred că tot ce zboară se mănâncă, dar o femeie cu picioarele pe pământ îi lasă doar cu limba scoasă. De ce să lași, domnule, niște cetățeni cu limba scoasă? Nu? Uite așa se întâmplă să facă o musinuzită. Este foarte important totuși să-i dai bărbatului acelea ceva, ori o speranță, ori o idee despre ce ar trebui să facă el ca să fie mai bine decât atât. Middles. Cum să mă comport atunci când o altă femeie mai atrăgătoare îi fură privirea iubitului meu? Păi, probabil că cel mai interesant lucru ar fi să faci o relație cu acea femeie, adică pur și simplu să interacționezi cu ea. Și să simte acea femeie că ești soră cu ea, că sunteți în aceeași barcă, că sunteți de aceeași parte. Astfel încât acel iubit rămâne oarecum singur și își dă seama că va trebui să aleagă și își dă seama că cealaltă nu profită de faptul că tu ai putea să te simți prost, da? Sau să simți că nu vei fi cea aleasă. Eu sunt convins că dacă tu ești o femeie drăguță și o altă femeie este cu iubitul ei, tu faci tabără cu acea femeie și atunci o ajuți enorm de mult pe acea femeie ca iubitul ei să-și dea seama ce ar avea de făcut. Iulia. Este plăcut să fii admirat. Crește stima de sine. Da, acest lucru vine încă din copilăria mică, atunci când eram egocentrici și mai ales dacă mai aveam și câte un frățior sau surioară, vroiam să fim noi cei priviți. Privirea este, era un fel de evaluare a cât de important suntem pentru părinții noștri, câtă iubire putem primi și astfel încă de mici noi ne-am dezvoltat capacitatea de seducție, da? Să atragem preocuparea părintelui către noi pentru a ne da șanse de supraviețuire realmente în grupul de frați. Denisa. Eu de 2 ani fiind singură, acum am început să ies în club, să-mi recâștig încrederea în mine. Au venit mulți să se bage în seamă, dar mă gândesc tot la fostul. Ce probleme am de 2 ani de nu-l pot uita? Ce să fac? De multe ori, atașamentul față de fostul s-a construit prin atingeri și prin aceste contraste de situații, de bine și de rău. Și atunci acel atașament este mult superior interacțiunilor de tip agățament care se pot desfășura într-un club. Practic, ar trebui să se poarte și urât ăștia din ziua de astăzi ca să, și într-un contrast de frumos și urât, astfel încât să-l poți uita pe fostul. Dar ei se poartă fraierii doar frumos, ce să vezi. Traversez viața, zice așa. Degeaba are unghii lungi dacă degetele sunt coadă de topor. Păi poate că născându-se cu coadă de topor la degete, a încercat să-și compenseze această diformitate punându-și unghii mai lungi. Oricum, unghiile lungi sunt așa un must-have ca atunci când bărbații își cumpără undiță din aceea. Gabriela, nu un machiaj simplu și un pantalon lung, nu cu un machiaj simplu și un pantalon lung devii inamica altuia. Ba da, de multe ori e judecată după imagine în ziua de astăzi. Middles. Atunci când m-am străduit să fiu sexy, nu am atras nimic, iar atunci când eu eram aranjat, când nu eram aranjată deloc, am atras multe priviri. Păi de aici ce să deduc, Middles? Îmi pare rău că o zic. Probabil că machiajul nu era cel mai potrivit. Merită întrebat un specialist. Ia să vedem ce mai este pe aici. Floare de Mai întreabă așa. Dar cum am putea fi provocatoare, atrăgătoare, fără să fim vulgare?
Vulgaritatea este de obicei exprimată de cei cu care ești în competiție. Adică, practic, atunci când te faci într-un fel provocatoare, vei fi atrăgătoare pentru bărbați și vulgară pentru celelalte femei. De asemenea, vei fi vulgară pentru bărbații care simt că nu au nicio șansă la tine și te bârfesc. Însă, în general, recomandarea mea este ca dacă exagerezi cu ceva astfel încât să fii provocatoare, de exemplu, îți alegi o fustă mai scurtă, nu-ți mai alegeți ceva foarte decoltat plus fusta scurtă și niște gene super lungi, pentru că apar ca venind din alt stabiliment. Este foarte important să dozezi cu atenție minim, dar să existe acel gest de provocare. Luiza. Nu este competiție între femei. Fiecare femeie e unică în felul ei. Depinde ce fel de bărbat îți dorești. Păi, unele persoane spun că bărbații sunt cam la fel și că reacționează la fel în astfel de situații. Este competiție între femei, așa cum este și competiție între bărbați. Aceste competiții sunt extrem de utile pentru a reuși să alegi ceva, mai ceva decât ceva. Cătălin, vorba aia, să nu fii mai frumoasă decât mireasa. Foarte bună vorbă, Cătălin, așa este. În ideea în care tu te duci la evenimentul cuiva, să spunem că este ziua celei mai bune prietene de ale tale. Și tu te duci, apare așa ca fiind cea mai provocatoare posibilă femeie de la acel eveniment, în timp ce sărbătorita săraca este în blugi. N-ar fi minunat să te reglezi puțin, astfel încât să țină minte și ea că este un eveniment pozitiv ceea ce a făcut ea acolo? Mihail, ca bărbat recomand ca femeia să se macheze 20% la prima întâlnire pentru ca să se îndrăgostească de interior și nu de exterior. Da, foarte bună propunere, Mihai. E bine că dai și procentaj. Bărbații știu să dea, domnule, indicii cantitative. Așa este. Nu te aranjezi bomba bombelor încă de la prima întâlnire, după care urmează să nu mai ai timp, să nu mai ai dispoziție și să se vadă cât erai tu de fapt de urâtă, nu de frumoasă. Este mult mai bine să ai un machiaj discret la prima întâlnire și dacă este să fie, omul acela va fi încântat să descopere că mai târziu ești și mai și. COQs. Pentru că ceea ce reduce stresul bărbaților este să se simtă competenți și deci și de aici pleacă toată frustrarea. Degeaba e femeia competentă. Relația nu merge. Ideea este să nu fiți competenți pe același teren ca să se ivească competiția între bărbați și femeie, pentru că competiția între parteneri este realmente cel mai urât lucru care poate să se ivească între ei. Astfel încât tu poți să fii competent într-o zonă, el să fie competent în altă zonă, tu să poți aprecia competența lui și el să o poată aprecia pe a ta. Oltiță. Toți bărbații pe care îi refuzi te urăsc. De aceea este bine să lași totuși o speranță bărbatului. Refuzi, dar trebuie să semene mai multă amânare decât a refuz total. Dacă zici unui bărbat, du-te și împușcă-te, normal că îi vine să te împuște, nu? Floare de Mai zice, să poți spune, hei, uite, sus, sunt aici. Da. Eu cred că orice femeie ar trebui să exerseze când este ea goală, nu știu, cu iubitul ei, să-l facă să se uite în ochii ei. Bine, nu după 15 ani de conviețuire și probleme cu elasticitatea, ci pur și simplu să poți să-l faci pe un bărbat să se uite în ochii tăi, dar fără să-i ceri așa agresiv, hei, uite aici sus, ci pur și simplu spunându-i o idee, punându-i o întrebare, provocându-l intelectual în așa fel încât să caute un răspuns în ochii tăi și nu către sfârcurile tale. Ok, Cristina. Sunt în zodia Scorpion. Îmi place să mă îmbrac sexy, dar nu vulgar. Cât despre bărbați, poți să te faci respectată prin atitudine. Mai greu cu invidia femeilor. Da, sunt femei care au și tehnica atractivității și tehnica impunerii respectului jos pălăria. Da? Sunt însă femei care au doar tehnica atractivității și sunt femei care au doar tehnica respectului și de aici iese multă frustrare pentru că nu se pot întâmpla acele relații frumoase din cauza asta.
Prieten, mâine seară de la ora 20, live pe YouTube, dar cu link care, pe care îl primesc doar patronii Institutului de Relații Umane, vom discuta despre terapie cu Afrodita. Dacă vrei să participi la această dezbatere de caz și dacă vrei să primești garantat un răspuns la întrebarea ta, oricare ar fi ea, devino și tu patron, intrând aici jos, vezi, este adresa patreon.com/derandrei și vei primi accesul exclusiv la acest eveniment din fiecare marți de la ora 20 și, bineînțeles, o serie de alte facilități la Institutul de Relații Umane și privire la cărțile sau evenimentele pe care le organizez eu. Dragilor, ne oprim aici în seara asta. Mi-a făcut plăcere să dialogăm. Lunea viitoare cine știe ce alt subiect vom avea, așa că de-abia aștept să vă reîntâlnesc iar pe patroni mâine seară negreșit. La revedere!